روزی تو باشی در کنارم لا 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 لا. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, să nu vă faceți nici măcar cea mai mică impresie că ne aflăm într-o aventură urbană. Nu ne aflăm într-o aventură urbană, ne aflăm într-o aventură care începe să devină din ce în ce mai montană, mai montană decât mi-am închipuit eu vreodată, fiindcă o să mergem pe un munte destul de înalt, un munte care o să reprezinte și pentru mine și pentru companionii mei cu care m-am înhămat la această aventură, o să devină o aventură între ghilimele destul de serioasă. Ca să fiu foarte pe scurt, București, Istanbul, Dushanbe, capitala Tadjikistanului, iar din Dushanbe o să încercăm mai multe variante, nu o să încercăm, suntem nevoiți să abordăm mai multe variante de a ajunge în tabăra de bază de la poalele vârfului Ismail Somoni sau Comunispi, cum se numea odinioară. După un zbor scurt de la București, ajungem în Istanbul, cea mai mare metropolă a Turciei și fostă capitală a două imperii, Bizantin și Otoman. Cu o populație de aproximativ 15 milioane locuitori, Istanbulul păstrează și astăzi, într-un mod cât mai expresiv, vestigii ale celor două civilizații. Spre seară, drumul nostru continuă către Asia Centrală, mai exact Tadjikistan. Patru 47 local time, 2:47 timpul în sau ora în Românica. Am ajuns în Dushanbe, capitala Tadjikistanului. Clădirea din spatele meu nu este autogara din Dâlga, este aeroportul internațional din Dushanbe, locul unde am aterizat și noi după foarte multe ore petrecute prin Istanbul. Am ajuns într-un loc și într-o țară care, cel puțin pentru mine, este exotică, cu niște contraste din astea, cel puțin sociale, destul de interesante. Ne-am reunit într-un final, cei doi băieți care sunt și frați vor să meargă pe un 7 miar lângă Comunispi, care se numește Korjenevskaya și care are 7125 de metri, iar eu împreună cu colegul și cu prietenul Daniel o să încercăm să ajungem pe acoperișul Pamirului, pe vârful Ismail Somoni sau Comunispi, unde sper ca în maxim 10 zile să fim acolo. Doamne ajută să avem vreme bună și să reușim expediția. Tadjikistanul este o țară situată în Asia Centrală, fără ieșire la mare, cu o populație de aproximativ 8 milioane locuitori. De-a lungul timpului său, s-a aflat sub dominația câtorva imperii, însă cea mai lungă a fost cea a Imperiului Persan. Devine Republica URSS la începutul secolului 20, declarându-și independența față de aceasta în 1991. Baza economică a țării, ocupată în mare parte de munți, o constituie producția de bumbac și aluminiu. A început agitația cele de-a treia zi. Astăzi vom pleca din Dushanbe spre satul de la poalele Pamirului, care, sau mai degrabă, de unde vom fi preluați de elicopter și duși în tabăra de bază. Sat care se numește Girgital și
unde vom fi cazați peste noapte la o fel de casă privată a agenției care organizează, sau a uneia dintre agențiile care organizează expediții în Pamir. Astăzi vom petrece cam vreo 7-8 ore în microbuzele din spatele meu. Am pregătit bagajele, vom fi colectați de către băieți și duși în Girgital, așa cum vă spuneam. Pe parcurs o să vedem imagini din Tajikistan, țară care abia aștept să o descopăr și eu cu adevărat, pentru că cel puțin pentru moment ce am văzut în Dushanbe, am fost plăcut impresionat și mi-aș dori ca multe orașe din România să arate așa cum arată acest oraș. Ieșiți din zona mai modernă a orașului, peisajul se schimbă radical. Suntem încântați pe drum de minunatul relief creat de Vakhsh, afluent important al marelui fluviu Amudarya. Ne-am oprit pentru ceva masă de prânz într-un sat la marginea pământului. Lumea de aici este foarte surprinsă de prezența noastră, am impresia că e ceva sărbătoare faptul că noi am venit aici. N-am făcut nici măcar cel mai mic pas pentru a onora cu prezența acest prânz. De ce? Din două motive. Pentru că mi s-a părut cam scump prețul de $10 și în al doilea rând pentru că o echipă de englezi care vor să urce pe vârf cu noi ne-au spus că au făcut același lucru anul trecut și au avut mari probleme stomacale, lucru care i-a întârziat cu vreo săptămână sau 10 zile pentru a ajunge pe vârful Communist Peak. Bună seara, doamnelor și domnilor. Să știți că nici nu prea știu cu ce să încep. Am să încep cu începutul. Am plecat acum circa 7-8 ore de la din Dushanbe. Am parcurs un drum destul de lung și obositor, de aproximativ 370 de kilometri, până în satul Girzital. Și am fost repartizați, disciplinar, mare parte dintre noi, la acest hotel de 3 sau 4 stele, cred că are, unde condițiile sunt foarte precare. Undeva în stânga mea, aproape de poalele versantului, se află și baia. Este o baie destul de rudimentară și un duș care ne oferă o apă caldă de care avem nevoie după atâta drum. Mâine, programul o să vi-l prezint de dimineață, începe efectiv aventura. Vom zbura spre tabăra de bază cu un elicopter, din câte am înțeles eu, prezidențial. Vom vedea cât de prezidențial este. Iar din tabăra de bază, bineînțeles, vom începe etapele de aclimatizare și, în final, ascensiunea spre vârful propus.
Orașele mici din Tajikistan arată ca niște comune cu blocuri, unde condițiile sunt destul de rudimentare. Cu toate acestea, există și lume fericită. Salam alecum, bună dimineața doamnelor și domnilor. Agitație mare în spatele meu. Oamenii sunt nerăbdători să ajungă în tabăra de bază. Am aici un băiețel din Girgatoglu, satul sau comuna urbană. V-am spus că mare parte dintre oamenii de aici, deși trăiesc într-un mediu rural, sunt puține case, sunt mai multe blocuri, lucru pe care era cât pe aici să-l pățim și noi înainte de 1990. Nu s-a întâmplat asta, suntem fericiți. Băieții ăștia care sunt de la agenție ne cântăresc bagajele, nu avem dreptul decât la 30 de kilograme pentru full package și la 20 de kilograme pentru small package. Asta înseamnă că tot ce trece peste această greutate va fi plătit sau se va plăti cu suma de 4,5 dolari pentru fiecare kilogram în plus. Abia așteptăm să ajungem în tabăra de bază împreună cu colegii mei, Ștefan, Dani și Adi, unde mâine vom începe foarte probabil aclimatizarea, iar în zilele ce urmează suntem cu ochii pe vârf. Adi cu Dani spre Korzhenevskaya, iar eu cu Ștefan spre Comunispic. Doamne ajută și ne vedem sus! Am ajuns în tabăra de bază, 4300 de metri, după un zbor destul de palpitant prin aceste minunate văi glaciare și, mă rog, creste, pereți de gheață, ghețari suspendați. Relieful glaciar este mai acasă aici ca niciunde altundeva. Mama, cum e asta? Înainte de masa de prânz, care a fost foarte sumară, organizatorii, mai exact Ghizi, au îngropit și o ședință tehnică, din care spicuim numai ce este important. Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
n-am, pe ultimele două zile n-am făcut un raport așa mai, mai serios, pentru că nici nu am făcut mare lucru. Am zăcut pe aici prin tabăra de bază, ne-am mișcat un pic până pe primul prag glaciar spre vârful 4. Lumea se agită, unii pleacă la aclimatizare spre Corjenevskaya, iar alții pe Vorobiova, un vârf de 5600 de metri, care și acesta este bun pentru aclimatizare atunci când există intenția de a urca pe vârfuri mai înalte de aici. Îi mă refer în primul rând la Comunist Peak și la Corjenevskaya. Stările de vom, indigestiile și durerile de cap sunt numai câteva dintre intemperiile cu care a trebuit să ne luptăm în această perioadă. Dar ușor-ușor ne obișnuim. Problema de fond, ca să vă spun așa mai pe directele, este că organismul trebuie să se obișnuiască cu o concentrație de oxigen diferită de cea de la nivelul mării și, nu în ultimul rând, organismul, cred eu, care este provocarea cea mai mare, organismul trebuie să se obișnuiască cu apa de aici, ceea ce asta e nevoie de 2-3 zile și ca să nu mai vorbim că trebuie și medicație. Ne pregătim, o luăm ușor spre vârful 4, rămânem acolo la 5100 în noaptea asta, mâine urcăm la tabăra 2 la 5800, urmând ca la o zi după, deci peste 3 zile, să facem vârful. Vârful are 6205 metri. După care vom reveni în tabăra de bază și așteptăm momentul să plecăm spre Marele Zeu, spre vârful Comunist Peak. Și jumătate de când am intrat pe Valea Moscovo. În prima fază am urcat pe un grohotiș destul de instabil și neplăcut la mers. Vreau să vă spun că acolo ne-a rupt pe toți la picioare. După care am intrat în zona de ghețar. Ghețarul Moscovo este mai liniștit în zona de sub vârful 4. Însă, începând de pe prima platformă, de pe primul prag, începe să devină frământat și chiar instabil pe alocuri. În partea stângă, exact cum ne uităm, avem vârful Vorobiova și acesta un munte care se apropie de Elbrusul nostru, 5600 de metri, iar undeva în ceață, în spate, vârful Corjenevskaya, unul dintre șapte miarii râvniți de cei care doresc să urce toate vârfurile de peste 7000 de metri din Five Leopards, chiar așa se și numesc cei 5 leopardi ai zăpezii, care încurunau cu succes înălțimile fostei URSS. No. Hey, good. Hey, nice. Nice. Good. 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 Good